Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Farming Simulator 22, aici la ferma lui Neaion. Am în spatele meu un utilaj nemaipomenit foarte mare de la Rotne, H21DU RK250, pentru că astăzi o să ne apucăm în sfârșit de tăiat copace. Da, am așteptat o grămadă, a fost o așteptare foarte mare până mi-au crescut copace, sunt mari, uitați-i cât de frumos arată. Am dat 23.000 de euro, dacă nu mă înșel, să închiriez mașina asta. Mai avem 47.000. Aveam vreo 70 și ceva de mii de euro. Poate vă întrebați de ce am optat pentru mașina asta din joc. Toate modulețele de le dețin eu de forestry, de tăiat copaci și așa. Nu taie mai mult de o grosime de 90, de 70-80 de centimetri. Ăsta are 90 în lamă, practic, și poți să tai toți copacii ăștia mari cu el, așa că o să-l folosim pe ăsta, o să avem o grămadă de copaci de tăiat. Nici nu mai țin minte câți copaci aveam în total, câți copaci am plantat, pentru că am uitat de atunci din episodul, sunt vreo câteva episoade bunișoare de când am apucat eu de toată treaba asta cu copaci. Dacă țineți minte câți copaci am plantat, lăsați-mi acolo în comentarii și ne apucăm de treabă, pentru că avem mult de tăiat. În sfârșit o să fac și eu niște bănișori să putem da un update fermei, să putem să ne deslănțuim și noi aici pe hartă, pentru că ne-am chinuit destul de mult. Stați să-mi activez camera frumos aici pe spate, așa să avem camera asta în spate. O să încep să-i tai de la stânga spre dreapta, deschidem acelișa frumos, pam, ce avem aici, 5 metri, o să-i tăiem la 6 metri, vreau să-i tai, așa că, ia să vedem, pam, 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 3, 2, 6 metri, bun, deci o să-i tai la 6 metri, pentru că sunt mai bine plătiți la 6 metri, și plus de alta, o să iau o remorcă de 12 metri, o să încarc 6 și 6 și o să-i transportăm frumos, o să facem poate și un convoi ceva cu mai multe remorci, vedem noi. Bam, hai să-i dăm o pornire la asta frumos, să-l deschidem, bam, și ne apucăm de tăia primul copăcescu, bam, hai tata, hai că de când așteptam eu momentul ăsta cu copaci să fac și eu niște bănișori, nu o să filmez probabil tot procesul de tăia lemne, eu o să fac aici progres în continuare, după aia luăm și vindem, facem bănișori și ne scoatem aici un profit ca lumea, chiar că o să ne scoatem acum un profit, cred că o să fie cel mai mare profit de până acum, pentru că n-am mai avut și nu cred că o să mai am de grab atâția bani cât o să scot acum din lemne, plus că lemnele se vând bine acum, au un preț destul de bunicel, de 1000 dacă nu mă înșel, 1000 și ceva cred că e prețul la lemne în momentul de față, ia vine și tu încoace tată, așa, mă joc cu joystick-urile, frumos aici, volanul toate sunt puse la punct, ca să funcționeze bine, mi le-am mai configurat puțin sensibilitatea și toate astea, după gustul meu, și mă descurc genial. Nu prea m-am jucat cu ele, spre rușinea mea, dar acum în ultimul timp le-am mai folosit puțin mai mult, ca să mă obișnuiesc și mai bine cu ele, că nu e chiar așa de ușor practic, chiar dacă în viața reală le folosesc aproape zilnic în joc. E puțin mai diferit decât în viața reală. Așa, bam, plus de alta că vedeți și voi cum funcționează utilajele astea de forestry și cum funcționează forestry-ul în general în Farming Simulator, așa că asta spune totul. Bun, așa, îi dăm în continuare aici bătăița la 6 metri, să le vedem de afară. O să le pun așa în dreapta, că o să vin după aia cu o remorcă cu un încărcător frontal, remorcă cu autoload, am mai zis, cred că de vreo câteva ori, remorcă cu încărcător frontal, nu cred că există remorcă cu încărcător frontal, așa că o să le tai, o să vin cu autoload-ul frumos aici, le încărcăm, le ducem, le vindem, le încărcăm, le ducem, le vindem, probabil nu știu dacă o să le tai pe toate lemnele odată, dacă o sortez pentru a le tăia pe toate deodată, pentru că o să fie foarte, foarte multe lemne. Poate tăiem jumătate, vindem, după aia mai tăiem jumătate, ne mai lăsăm câteva lemne pe după aia. Vedem oricum. La cât avem de tăiat acum, nu m-am gândit. Că plus că mai avem 47.000 din bănișorii de data trecută,
am făcut ceva bănișori, mai avem lapte acolo la vaci, o să ne crească și tauri, bine, nu o să crească așa de repede, mă gândesc, o să trebuiască vreun an sau mai bine, poate de un an ca să-mi crească mie taurii de acolo, din crescătorile alea mici. Am crezut că s-a buguit. Așa. Pam. Băi, genial, abia aștept să scot profit din lemnele astea, vă jur. Atâta timp am așteptat și atâta chef am avut să se facă și să fac bani, să pot să mă apuc de treaba aici de lemne. Nu vă puteți imagina. Cred că o să țin rândul cumva pe mijloc. O să fac eu acum o setare să țină mașina mea rândul pe mijloc, perfect, ca să nu trebuiască eu să mai dau de volan, eu doar să mă duc în față și numai să tai și să dau la dreapta, pam, 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 fiind lemnele pe un rând, pe o linie perfect dreaptă, că le-am pus pe o linie dreaptă perfectă, nu o să am nicio problemă, mă gândesc eu. Camera asta aș putea să o opresc acum, dacă mă joc de la interior, îmi place să o pornesc când dau cu spatele, o folosesc foarte, foarte mult la forestry, pentru că îmi place așa cum se vede, stați așa, să mă încadrez eu frumos cumva, cu roțile pe mijlocul la... Pe mijlocul la rădăcină. Așa. Atât. Puțin cu spatele, să fim așa drept spre copac. Și acum îi dăm noi un control W. Așa. Stați să mă uit dacă e fix pe centru. Control. Atât. Aici e pe centru. Eu acum numai accelerez. Pot să dau de volan stânga-dreapta. Acum mi l-a stricat. Pam, pam. Îl mai activez o dată. Și eu de acum doar merg în față și nu mi se mai duce utilajul nici stânga, nici dreapta. Practic o să-mi țină mereu o linie dreaptă. Așa. O să se închidă imediat și luminița asta albastră. Nu vă faceți griji. Așa. Bam. Și numai accelerez, mă duc în față, îi iau și tai spre dreapta. Așa frumos. Și fac aici ca la carte. Bun. Eu să-i dau aici bătăi în continuare. O să tai în continuare ca să nu vă plictisez foarte mult. Și revin cu update. Am băgat ceva progres aici, ușor, din 1 în 1. După aia o să numărăm și câte cioate avem, câți copaci avem. Ia uitați aici câte grămezi de lemne, stați să mă dau mai de la depărtare. Pam, un copac, 2, 3, 4, mamă. O să fie prea tare, oricum mai am până la capătul terenului, dar tai în continuare aici. Acum eu mă gândeam dacă i-aș fi tăiat mai mare, dacă i-aș fi tăiat la 15 sau la 18 metri, aș fi terminat mult, mult mai repede, sincer să fiu, pentru că îi curățam de două ori și scăpam de ei, dar v-am spus, vreau să iau un preț maxim pe lemne și tocmai din cauza asta îi tai la 6 metri, pentru că la 6 metri sunt cel mai bine plătit. Tu de ce, mamă, tine, nu vrei acum? Ce ai așa de la depărtare? Așa. Și vreau să iau prețul maxim. Practic, dacă tot ne-am chinuit atâta și tot am așteptat atâta timp, mă chinui acum și cu vânzarea, nu o să-mi vin acum de la... Nu o să-mi vină sărăcia de la stat jumătate de oră în plus aici la tăiat lemne. Așa că timpul oricum l-am dat pe 0,5 să nu treacă foarte repede, că acum avem preț bun la... Avem preț bun la lemne și vreau să beneficiez de el la maxim. Așa, op. Învățăm pe următorul. Acum dacă aș fi avut și eu niște ajutoare aici, mi-ar fi prins foarte bine la fermă, pentru că m-ar fi ajutat. Unul transporta sau tăiam doi și după aia transportam tot doi. Aș fi terminat mult mai repede toată treaba asta. Aș fi automatizat-o, practic. Oricum, eu aș putea să încarc și să trimit lucrătorul automat să se ducă acolo să vândă, dar vreau să vând eu cu mânuța mea, să mă bucur eu acolo când vin bani. Avem 47.000. Oricum o să iau, cred că, două remorci din alea de camion și vreo două doliuri. Și cred că o să mergem la vânzare și două tractoare. Sau, de fapt, UTB-ul ăla galben al meu o să trag o remorcă din aia mare de lemne fără nicio problemă. Probabil o să mai trebuiască să închiriez încă vreun tractor pentru a trage încă o remorcă din aia, că vreau să mă duc pe două remorci odată, că dacă o să merg cu o remorcă, o să stau foarte, foarte mult, mă gândesc, așa că
O să prefer să mă duc cu două remorci. Am găsit și un baloc, mi-a rămas pe aici. Ăsta nu știu de când mi-a rămas balotul ăsta, cred că de când am făcut atunci paiele și le-am transportat. Eu habar n-am cum a ajuns aici, ori l-am lovit eu cu roata la tractor și așa a zburat acolo. Altfel nu pot să-mi dau seama cum a ajuns balotul ăla acolo. Așa, îl mai tai și pe ăsta, pe celul ăsta, punem mașina acolo, o lăsăm pregătită pentru a tăia ceilalți copaci. Și vreau să luăm ceva în chirie rapid. O remorcuță cu... Eu acum aș opta aș lua și un camion. Nu, sincer să fiu. De ce să vă mint, aș închiria și un camion, să transport cu camionul, dar cred că o să fie destul de scumpicel. Nu știu dacă am camioane ieftine, o să ne uităm imediat în shop. Așa, bun. Ăsta l-am oprit, l-am strâns. Ne dăm frumos acelișa jos. Ia uitați aici câtă nebunie de lemn avem aici. Bă, avem câțiva metri aici, nu glumă, deci sunt lemne, am scos cantitate și mai avem încă jumătate, mai bine de jumătate sau cam jumătate de tăiat încă, deci facem bănișori ca lume. Așa, hai să vedem aici la remorci, mașini de copaci, echipamente forestiere, ia să vedem acelișat ce avem noi. Ar fi frumos dacă îi puteam transporta cu ăsta până acolo la punctul de vânzare, direct să-l montez pe ăsta și să-i duc acolo, doar că nu o să ajungă până acolo, e foarte departe, dar ar fi fost o chestie ca lumea. Așa, bun, eu oricum am văzut remorcuța care o vreau și știu pe care o vreau pe asta din DLC, pentru că funcționează cel mai bine. Așa, 4 cu 3, 3 cu 4, 4 cu 3, așa, lăsăm, oricum la culori și la astea nu umblu pentru că nu prea mă interesează, 2295, o să luăm două în chirie, așa, și hai să ne uităm rapid la camioane, sunt curios să văd camioanele cât m-ar costa pe mine să iau două camioane în chirie, 130.000 costă camion, 110.000, 93.000, 93.000, 100, dacă aș avea ceva ieftinială, da, a fost a 70.000, 55.000, ok, deci uite, astea la 55.000 chiar sunt ok, 14.000, ăsta nu o să pot să trag remorcele cu el niciodată, 20.000, câți cai are, 280 de cai, nici nu vreau să mă chinui cu ele, că vreau să fie pam, 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 le-am încărcat, le-am legat, le-am dus, le-am cărat, le-am transportat, am venit, nu vreau să mă chinui foarte, foarte mult cu ele, 39.000, uite, aș putea să iau unul din ăsta la 39.000, Așa, dacă îi schimbăm motorul la 240 de cai, 41.000 ne costă. Verde. Și dacă îi dăm un lis, 2101. 1. 2. Hai. Mă risc și iau două fără să verific nimic. Așa, bun. Am luat două din astea, le pornim. Hai, tata, hai. Hai, tata, hai, plus că arată foarte bine și la interior. Probabil știți camioanele, le-ați mai văzut în gameplay-urile mele. Eu știu că merg bine, dar de multe ori mai fac figuri. Mai fac și figuri și astea. Așa, pam. Am legat o remorcuță. Așa, pam, venim frumos aici. Stați să o luăm frumos așa dintr-un capăt. Pac. Și am dat frumos un B. Bam. Mamă, ia uitați cât de frumos ne le încarcă. Așa, bun. Ne le-a legat. În momentul în care ne mișcăm, ne le leagă ca să nu avem probleme cu ele. Oho, genial, genial. Uitați câte lemne avem. Bam. Aici frumos. Bă, dacă mi-ar lua 3 grămezi, ar fi genial. Așa. Avem încă o grămadă aici. Bine, aici sunt două, de fapt, aici sunt doi copaci. Am băgat eu aici anii și m-am buguit. De asta erau doi copaci unul peste altul. Bun. Nu vreau să las nimic în urmă. Și ar trebui să mai încapă. Apar multe lemne, dar să știți voi că nu sunt chiar așa de... Că nu sunt chiar așa de multe. Nu sunt exagerat de multe lemne. Sunt, dar nu foarte, foarte multe. Sunt mulți copaci, dar... Vedeți și voi că deja am încărcat jumătate din ele. Bine, jumătate, nu un sfert. Așa. Bam, hai să vedem câte mai înhață. O să las să încarce câte vrea autoloadul să mă încarce. Nu o să-l forțez sau nu o să pun cu mâna.
nu mai se poate încărca, gata. Am înțeles, bă, nu mai pot să mai încarci. Gata, tata, dacă nu pot să mai încarc, nu mai încarc. Mă duc frumos cu spatele. Așa. Ca să vin și cu celălalt, ca să vin și cu celălalt camion. Bam. Am închis camera frumos, ăsta-l punem aici lângă. Și venim cu celălalt. Hai, tata, hai, am ajuns. Bă, sunt foarte bun, sunt încântat de treaba asta. Așa, dă-i. Hai că i-am dat bine dacă e cu spatele. Eu aș fi optat să iau prima dată, v-am zis, UTB-ul cu un dolly, dar a ce să mă mai chinui când astea sunt așa de ieftine, de închiriat și până la urmă mai schimbăm și noi puțin atmosfera jocului, practic. Ne mai jucăm și noi cu ceva nou, că m-am săturat de UTB-uri și de tractoarele astea de le deține eu în bază. Vreau să mă mai joc și eu cu ceva mai nou, tata. Dar din bănișorii ăștia de pe lemne o să vedeți voi câte chestii noi și câte chestii ca lumea o să cumpărăm aici la fermă. Hai, ia-l și pe ăla din spate. L-am cățat. Bun. Vedeți, chiar funcționează bine remorca din DLC. Are spațiu de lucru foarte mare, triggerul l-a încărcat, e destul de mare și ți-a lemnele, te le halește de peste tot. Așa. Încă o tură în față. Cred că o să ne mai încapă încă două grămezi. Și umplem remorcul sau o grămadă și un pic. Și lângă copacul ăsta, bam! Ce ne zice aici? A, nu. În spate mai merg două sau trei maxim. Așa, fac, bam. Gata, nu mai merg. Bun. Ăsta-l lăsăm aici în față. Ăsta-l-altă îl luăm după noi să vină cu follow me-ul. Și trebuie să mă uit unde e vânzarea de lemne. Nu mai știu unde e, eu știu unde aș putea să duc lemnele să le vând. Dar am văzut că în cealaltă parte, gen punculețul original la care e pus pe hartă, mă plătește puțin mai bine. Acum nu știu câtă cantitate de lemne o să-mi încapă mie acolo la punctul original, dar stați așa să-i dăm un pam. Pam, lăsăm la 20 de metri și fug eu înapoi în ăsta și ia să vedem unde avem noi punctulețul original. Unde putem să vindem lemnele să ne dea mai mulți bani. Lemne, 980, ai ști unde e, 1013. Etichetăm frumos și să vedem. Ah, gata, știu unde e. Nu trebuia nici să le etichetez, mi-am adus aminte unde era punctulețul. Ia uitați cum vin babanii. Bam, ne băgăm prin bază, ăsta sper să se țină bine după mine. Și văd că trage camionul ăsta destul de bine. Mi-ar trebui și mie un camion în bază. Bine, mi-ar trebui mai multe chestii înainte de a camionului, îmi trebuie cositoare, îmi trebuie semănătoare, că eu nu le mai am astea, alea de le-am avut mici, le-am luat și le-am vândut zilele trecute când mi-au mai trebuit bănișori, am mai luat în chirie când a trebuit să semăn și așa și eu am rămas fără utilaje. Am mai rămas cu tractoarele, cu remorca și cam atâta. Am animăluțele și în rest mai nimic, că utilajele au plecat mai toate, mai am aia de dat cu erbicid. Mașina de aruncat îngrășământ și atâta tot. Restul au cam plecat toate. Ia uite-vă cum vine babana. Hai tată după mine. Bun, trage bine. Sunt curios cât luăm pe astea două. Uite, aici avem un punctuleț de vânzare la stânga. Dacă nu mi-acceptă toate lemnele aici în față, venim la ăsta la... Sunt curios să văd cam cât am luat pe astea două remorci de lemne. Așa, o idee am eu, un 20.000 mă gândesc că... Mă gândesc că iau pe fiecare remorcă. Vai, mamă. Na, ăla o să intre în mine imediat și o să-mi strice aici toată intrarea. Bam, bă, sunt șofer bun, n-am ce să zic. Sunt șofer bun, n-am ce să zic. Așa, oprim aici un trigger frumos, hop, în spate puțin,
bam, le dăm o deslegare, ăla 100% a agățat acolo în poartă, eram sigur că agață. Așa, și îi dăm frumos un, bam, 24.000. Pe acolo am fost, aproape, aveam zis un 20.000, mă așteptam să iau un 24.452. Bun, dacă avem 62.000 în momentul de față. Încă n-am ajuns la banii pe care îi aveam înainte, practic încă sunt în pierdere, pentru că am dat 20 ceva de mii pe închiriat, 23 de mii pe închiriat utilajul, plus încă bănișori pe închiriat remorcile, încă bănișori pe închiriat camioanele astea. Acum sper să nu ies în pierdere, sincer să fiu, dar nu. Lovește remort, am închis prea tare. Ce mă vei? Aha, punctul la remort, cumva. Are poarta asta o coliziune mai ciudățică acolo. Așa. Bravo. Ați văzut dacă a venit lucrătorul Palomiu după mine? Cum nu a mers corect, cum trebuie. Am intrat bine. Vor să mă scuz, de data asta chiar a fost vina lucrătorului automat. Așa. O băgăm și pe asta acelișa frumos la vânzare. Op. În spate. Atâta, deslegăm. Pam. Ia să vedem aici frumos. Pam. Încă un 26.000 pe asta. Bun. Poate am avut ceva. Pardon, ceva lemne mai groase sau am avut mai multă cantitate. Bă, treaba e bună că pot eu să mă învârt aici. Așa. Pam. Pardon. Control. Nu mă pomenește cineva, cred. De sughiț în continuu. Așa. Vine după mine, vine. Hai că aici la ieșire ar trebui să fie puțin mai ușor, să nu mai agațe. Hai tata așa, uite, ușor, acum facem cu stânga, ușor. Pam. Hai după mine. Sunt curios dacă merge bine. Bă, uite că a ieșit bine. Practic el oricum citește roțile pe unde am trecut eu cu camionul meu, dar de multe ori el bagă viteză mai tare și vă dați seama că din cauza vitezei când e la virajul, i se duce puțin camionul și de asta de multe ori lovește în copac, în gard și în alte nebunii din asta, se buguiește și așa. Nu mai am trafic, cred că am oprit traficul ziua trecută când mă tot chinuiam eu cu el, când tot aveam accidente cu traficul. Se pare că l-am oprit și nu l-am mai activat. M-am plâns că e poarta aia îngustă, da. Eu mă bag în poarta la casă, la mine. Așa. Și alălalt o să se bage la fel acolo. Dar mă duc și las camionul ăsta prima dată. Tractorul mi-a rămas pe aici, pe mijloc bazei. Le-am lăsat pe toate. Când am văzut că-s gata copacii și mă apuc de ei, am bănișori să mă apuc de ei de tăiat, le-am lăsat pe toate. Suntem oricum pe plus. Avem 89.044 de euro. V-am zis eu că alălalt camionul a rămas acolo blocat în poartă. Deja sunt pe plus. Am câștig. Practic tot ce o să vină de acum o să fie câștig. Oricum eu aveam 70.000. Aveam câțiva bănișori, nu eram chiar pe sărăcie totală, dar e mai bine când ai mai mult, că te descurci mai bine, practic poți să-ți cumperi mai multe chestii. Și cred că una dintre primele chestii care o să fie, oricum acum avem 1, 2, 3 terenuri, 4 terenuri deținem în momentul de față, toate 4 au iarbă pe ele, vreau să fac niște balos de silici ca să pot să mai fac niște rațe mixte pentru animale. O să facem și niște balos de fân sau de iarbă ca să ne cumpărăm și oi, să ne cumpărăm și cai, dar o să vreau să-mi cumpăr un tractor. Primul lucru care o să fie, ne schimbăm tractorul, ne cumpărăm un tractor. Nu mă întrebați exact ce tractor vreau, am două sau chiar trei în minte, dacă nu mă înșel, dar să vedem cam câți bănișori scoatem. Nici nu vreau să dau toți banii doar pe un tractor și după aia să nu mai am bani. Vreau să mai rămână și câțiva bani și să-mi cumpăr și câteva utilaje noi. Bun, ăsta-l pot parca aici. Stați să-mi dau acum un teleport rapid în ăsta la altul. Să-l scot de aici din poartă pe săracul om, a rămas blocat. Așa. Îl duc și pe ăsta și-l las acolo. Și continui cu tăiatul lemnelor. Tai eu acolo frumos în continuare. Bă, n-am tăiat jucătate de teren. Nu. Auliu. Ceva s-a întâmplat aici. Ceva s-a întâmplat că a rămas fără direcție. Trăgeam de volan și nu mai mergea camionul stânga-dreapta.
Și ai dat. Văd că acum merge bine, se... Se duce stânga-dreapta, dar am fost rămas fără viteză. Așa, îi dăm pornire frumoasă la ăsta. Bum, îl pornim. Înhățăm lemnul, că deja e... Ce ai dat? Nu vrei, e? Nu vrei, e? Ia de aici, că n-ai servici. Am. Mi-a rămas și... Așa, activăm și ruta. Mi-a rămas și ruta acolo salvată. La utilaj, ca să-mi țină linia dreaptă, să nu mai trag eu de volan. Practic, sunt unele moduri, sincer să fiu, care îți fac viața mai ușoară în anumite... într-un anumit sens al cuvântului, pentru că te ajută foarte, foarte mult. Practic, eu stau doar acum cu mânurile pe joystick, pot să-mi las scaunul frumos pe spate. Stați să vedeți și voi. Pam! Așa. Îi mai dăm frumos de aici o tăiere. Bine, drept cu care tai eu ăsta, nu-l vedeți, că ne ajunge camera până acolo. Nu dă camera chiar atâta de mult. Dar vedeți pe ăsta. Frumos, pam. Am venit în jos. L-am înhățat. Pum, pam. L-am dus spre stânga. Bine, spre dreapta mea, stânga voastră. Așa. Îi dăm frumos aici tăiere. Lați așa să dăm și de afară. Pam. Îl ridicăm, îl tragem mai la noi ca să le pun pe toate aici. O grămadă. Așa mi-e mai ușor mie să le încarc când vin cu autoloadul. Și genială treaba asta, camera o putem controla de aici, tot de pe joystick-ul drept, sau de aici să ne dăm zoom, de aici o schimbăm, sau dacă nu mi-e îmi place mai mult să o controlez cu joystick-ul ăsta, de asta mi l-am și configurat și mi l-am lăsat aici, ca să-mi controlez mai mult camera din joystick-ul ăsta, pentru că îmi place mai mult, nu știu de ce. Așa, avem un copac aici în față, de care nu o să pot să trec, nu mi-ajunge. Un copac, nu, e o creangă. Oare am drujbă? Hai, tata, drujbă, bine, îmi place cum să ceam, tata. Nu mă lași pe mine să trec cu utilajul meu. Așa. Plus că l-am și deschis la... Am și deschis bratul la maxim să văd dacă ajunge, dar n-a ajuns până, pentru că era destul de departe. Hop, 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 hop. Buguială. Buguială, am mai pățit treaba asta și mai înainte, dar n-ați văzut, pentru că... Așa, a votat. Buguială, acum dacă trebuie să ne schimbăm noi aici frumos direcția, se mai întâmplă și din astea off-camera, să nu credeți că totul e lapte și miere. S-a buguit copacul, acum sper să nu mi-l scape, să trebuiască să-l tai eu manual. Hai. Am... Atât, da. Cred că l-am prostit. Da, l-am prostit. Ca să-l curăț. Odată ce-l scapă mașinăria asta, asta e încă o prostie pe care nu prea îi văd sensul, pentru că în viața reală, dacă îți scapă copacul, tu poți să-l iei din nou și să-l termin de curățat. Și aici ar fi trebuit la fel. Să te pui frumos, să te pui lângă el și să te lase să-l curățe în continuare, practic. Așa. Control W. Pam. Ne-a înhățat ruta pe mijlocul copacului. Schimbăm un pic aici camera. Ne băgăm iarăși frumos acelișa. Putem să o activăm și pe asta. Mie îmi place când mă joc cu camera asta. V-am spus să mă activez și camera asta, pentru că așa mai văd și eu spatele la utilaj. Dacă vreau să dau puțin în spate, văd ce se întâmplă acolo în spate. Și îmi place să mă joc cu camera asta activată aici. Nu știu câți dintre voi o folosiți. Poate e puțin molest acolo sus, dar mie, sincer să fiu, îmi place. O acoperă puțin webcam-ul meu, dar merge și așa, nu e nicio problemă, atâta timp cât mă vedeți cum trebuie. Not problem. Pam. Următorul. Și tot așa trebuie să-i dăm până în seară, până-i termin eu de tăiat pe tot, că acum chiar că o să-i tai pe toți, nu mai stau să mai car din ei, iau și tai pe toți, după aia fac transport de lemne în cantitate industrială și ne facem bănișori și ne luăm de o grijă. Bun, eu o să tai aici în continuare, o să revenim cu update-uri, dar în următorul episod, pentru că nu vreau să mă întind foarte, foarte mult. Dacă v-a plăcut clipuletul, ca de fiecare dată, nu uitați să apăsați acolo pe butonașul de like, să dați un share, un subscribe. Și noi ne revedem în următorul clipuleț. V-am salutat. Pa, 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 pa.